Bine ați revenit la Doza de Net. Haideți să urmărim împreună încă un episod din seria Destinații Fatale. Începem seria cu acești călăreți cu armură, unde putem vedea că unul dintre ei s-a accidentat groaznic. Vedem acolo și prietenii săi care vin și îl întreabă dacă are nevoie de ceva, dar nu, el nu are nevoie de nimic, e ceva la genul, dă și mi-o țigară, babă. Opa, așa, și s-a dus prietenul nostru. Așa se sare în barcă, în caz că nu știați. Așa se sare, pur și simplu. Și acum probabil că vrea să-i mai arate încă o dată cum se sare. Dar ce încearcă să facă, de fapt, nu știu. Împinge barca, uitați forță în 3 kg. În 3 kg de om câtă forță și s-a dus în apă în cele din urmă. Pentru că asta era soarta lui, să fie pește, vorba aia. Așa, asta e slow motion. De ce ai sărit peste pupacul ăsta? De ce ai sărit peste el, pur și simplu? Și cum despinge? A intrat în el, s-a repetat în sky. Acolo să dai o brațetele. Da, și Johnson, Andrew Cena. Se pare că ăsta nu a ascultat avertismentul ăla de la wrestling. Ce face ăsta, mă? Nu s-a dus băiatul nostru, că ne doare inima de el. Nici o apă, nimic. Mă așteptam să fie apa acolo. Pur și simplu așa s-a tărit pe ciment. Arată mâinile dacă ești bun. Dă mâinile la vedere. Păcuța asta e ceva de genul, hai să vadă ce făceam eu când eram copil. Și m-am dus cu fața, mai vrea cineva plăcinta de mere? Vreți? Și avem aici un motociclist în scaun cu rotine, care se pare că se pregătește să moară și a intrat pe poarta raiului. Aici pe cine avem? Un băiețaș în maiuț, care vrea și el să sară de pe o scară ținută de niște copilași. Câte forță au copilașii aia, băi, nebunule. Și pe chiar în gură s-o duce. Da, e chiar în gură, că așa se sare, nu e chiar în cap. Dar e foarte bine. Și ăsta la fel, v-a prins, hop. Ia, bam, uite așa am rupt pe gură, uite așa, bum, 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 bum. Că așa îmi place mie să fiu un idiot și să rup gura. Avem aici un meci de rugby. Prietenul ăsta, un coleg, i-a dat cu capul în voașe, i-a mâncat voașele, voia să-i le mănânce, gen că așa se face la noi. Sau probabil ăla era amantul soției sale sau ceva de gen, mai înțeleg. Cam atât pentru astăzi, până data viitoare, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube.